În această primăvară, la invitația tur-operatorilor ce organizează excursii de turism cultural în Iordania, beneficiind și de largul concurs al autorităților politice și culturale din această țară, am întreprins o vizită de o săptămână pe aceste meleaguri pentru a cunoaște realitățile geografico-istorice ce ne-au înflăcărat imaginația de foarte mult timp. Abia sosiți la Aman, am optat pentru o vizită în zona de nord a țării pentru a vizita râul lui Iacob, vestigiile arheologice de la Geraș, castelul de la Ajlum și sanctuarul de pelerinaj al Fecioarei Muntelui. Străbatem cu încântare autostrada de nord a țării ce leagă Amanul cu Damascul, privind fascinați peisajul neschimbat de milenii, unde doar locuințele și-au schimbat înfățișarea, adaptându-se cerințelor moderne de confort și civilizație. Ne-am oprit pentru prima oară la râul Nahr Eizeca, unde, conform legendei, Iacob, fiul lui Abraham, în drum spre pământul făgăduinței, conform celor scrise în Geneză, capitolul 32, versetul 23, a luptat o noapte întreagă cu un necunoscut, ce s-a dovedit a fi un înger mesager al Creatorului. Legendele biblice amintesc că aici Iacob a primit un nou nume, Israel, spunându-i se că acest nume este predestinat, deoarece a luptat în numele credinței pentru oameni, dovedindu-și destoinicia. Am sosit foarte repede la Geraș și am fost întâmpinați de ghidul nostru pe întreaga perioada sejurului iordanian, ce a ținut expres să ne arate și să ne explice locurile ce urmau a fi vizitate. Geraș este considerat unul dintre cele mai bine conservate orașe romane din lume, deși de-a lungul timpului a fost devastat de armate și de cutremure. Geraș a fost pentru prima dată menționat în timpul lui Alexandru cel Mare, de către generalii săi ce au locuit aici. Reconstruit în perioada romană, în cel de-al doilea secol înainte de Hristos, orașul a devenit o importantă localitate urbană în această parte a lumii.
O să mergem acum să vizităm Gerașul epocii grecești sau Gerasa, cum era numit acest oraș în epoca romană. Deci, bine ați venit la Gerași! Înainte de a vizita orașul Geraș, ne-am oprit întâi în fața construcției numită Poarta lui Adrian, ce a fost ridicată în 129 în cinstea vizitei împăratului Adrian. Acest monument a fost construit în afara zidurilor cetății, după modelul clasic al porților romane. Poarta lui Adrian are 3 arcade. Impozanta arcadă din mijloc era destinată personalităților și carelor romane, pe cele laterale permițându-se intrarea cetățenilor obișnuiți. Porțile romane au deasupra intrărilor laterale niște nișe, unde existau statuile zeilor romani și coloane corintice. Ancadramentele sunt specifice stilului republican roman. Restaurarea porții a început încă de acum 15 ani și este făcută de instituțiile guvernamentale. Lucrările continuă și astăzi, avându-se grijă ca fiecare piatră să fie pusă de arheologi la locul ei. Străbatem împreună cu grupurile de turiști aleea ce duce de lângă hipodrom în inima orașului roman, astăzi la fel de animat de turiști ca acum sute de ani. Venind de la poarta lui Adrian, am ajuns la poarta de sud a orașului, mult timp poarta principală de intrare în localitate. Impozanta poartă a început să fie construită încă din anul 130, având multe similitudini cu poarta lui Adrian, având tot 3 intrări și aceleași funcționalități, nișe și decorații specifice. A fost distrusă prima dată în anul 272 de oștirile siriene, conduse de regina Zenobia, apoi în secolul IV, în perioada bizantină, și din nou reconstruită. Poarta a fost parțial distrusă de marele cutremur din anul 749, ce a făcut ravagii în toate siturile arheologice din Orient. Ministerul Culturii din Iordania a început încă de acum 20 de ani reconstrucția acestei porți. Dacă priviți cu atenție în dreapta și în stânga porții, puteți vedea urmele fortificațiilor ce au înconjurat orașul, ajungând la o lungime totală de peste 5.000 de metri. Orașul Geraș sau Gerasa, cum mai este numit, avea 4 porți, în dreptul fiecărui punct cardinal câte una.
Această poartă mai este numită și Poarta Philadelphia, deoarece ducea spre Aman, Philadelphia fiind numele din acea vreme al acestui oraș. Pătrundem într-un spațiu cu reverberații istorice deosebite, oprindu-ne la tot pasul, scrutând cu ochii minții lumea de altădată, ce a pășit pe aceste lestezi cu aceeași încântare și frenezie cum o facem și noi acum. Așa cum am mai spus, primele mențiuni documentare datează din perioada greacă, deși arheologii pot susține că pe aceste meleaguri exista o înfloritoare civilizație încă din epoca bronzului și a fierului, multe vestigii în special arhitectonice din această epocă putând fi văzute în muzeul orașului. Din perioada lui Alexandru cel Mare au fost identificate câteva clădiri ce au servit generalilor cantonați aici. După cucerirea romană în secolul al II-lea înainte de Hristos, multe dintre casele construite în perioada elenistică au fost distruse, piatra clădirilor grecești fiind întrebuințată pentru construirea de noi edificii în stil clasic roman. După romani, bizantinii, încă din anul 324, au construit aici biserici, numărul acestora ridicându-se la un moment dat la 15. Aflat în plină expansiune, Imperiul Persan a distrus orașul în anul 548. Epoca arabă a început aici în anul 636, iar orașul și-a trăit o ultimă tinerețe până la marele cutremur din anul 749. După această dată, orașul a fost părăsit și abandonat pentru foarte mult timp. Un călător german l-a redescoperit în anul 1806. Iar celebrul arheolog german, Johann Ludwig Burchard, cel care a redescoperit Petra, l-a vizitat în anul 1812. Imediat, autoritățile iordaniene au început primele lucrări de excavații în zonă și au întreprins primele lucrări de restaurare. Așa cum vedeți, multe dintre coloanele de aici au fost ușor repuse în poziția lor inițială pentru a mărgini acest spațiu numit de către unii forum, de către alții agora. Piața are 62 de coloane cu capiteluri ionice și chiar romane. Dacă priviți cu atenție aceste coloane, puteți vedea cu ochiul liber diferența între stilurile grecești și romane. Ne-am oprit pentru câteva clipe la templul lui Zeus, construit între anii 161 și 166, dar ne-am grăbit să ajungem la teatrul roman, atrași de muzica ce răzbătea până la noi. Suntem în teatrul din partea de sud a orașului, unul din cele trei teatre care au existat de-a lungul timpului aici. Teatrul de nord este în plină reconstrucție. Teatrul de est a fost complet distrus de cutremurul din anul 749.
cel din sud este însă foarte bine conservat. Amfiteatrul a fost construit în timpul împăratului Domitian, în secolul 1 după Hristos. Teatrul este compus din auditorium cu gradene de piatră semicirculare și scenă pentru cor și orchestră. Intrarea în auditorium se făcea prin 4 intrări, câte 2 de fiecare parte a scenei și alte 4 căi de acces aflate la mijlocul construcției. Aceste intrări fiind funcționabile și astăzi, putând găzdui 3.000 de spectatori. Dacă vă uitați în partea dreaptă a scenei, puteți vedea marcate cu litere grecești locurile rezervate personalităților ce stăteau întotdeauna cu spatele la soare pentru a privi spectacolele la adăpost de razele dogoritoare. Amfiteatrul a rezistat timpului, restauratorii având puțin de lucru aici. Scena a fost restaurată încă de acum 15 ani, respectându-se în totalitate stilul roman de construcție. Acesta este teatrul unde anual, pe timpul verii, datorită acusticii deosebite, are loc festivalul de la Geraș, ce atrage mii de turiști. În amfiteatru am avut parte de o surpriză pe care o împărtășim cu bucurie telespectatorilor.
La Gerași, hipodromul reprezintă o atracție irezistibilă, deoarece aici au loc zilnic pentru turiști spectacole cu subiect istoric. În lumea romană, hipodromul putea adăposti 15.000 de spectatori, datorită și dimensiunilor apreciabile ale arenei, 245 de metri lungime și 51 de metri lățime. Noi am filmat o mică parte a acestei reprezentații pentru a nu strica plăcerea celor ce ajung în Iordania și țin să vadă pe viu integral acest spectacol. We fought on the side of Julius Caesar against Pompey in the Republican Wars, and as usual, we won. On the battlefield, they would line up in battle lines, which were 9 men deep. Each legionnaire was only expected to fight for 8 minutes. After that, he could fall back and his colleague would take his place. In the meantime, he could go to the rear, have something to drink, a bite to eat, get his wounds tended to, and get back in line before it's his turn again. Now, what you will see now is an accelerated version of how that happens on the battlefield.
Admirând maestria artizanilor iordanieni ce fac pictură cu nisip, ne-am pregătit pentru prânz. Sincer, a fost greu să ne oprim în cântarea, aflându-ne în fața acestor bunătăți care pot satisface și pe cel mai pretențios gurmand. Cum călătorului îi stă bine cu drumul, am plecat imediat spre castelul de la Ajnun, aflat la nicio jumătate de oră de Gerash. Suntem în fața castelului de la Ajlun, singurul castel construit de arabi în partea de nord-est a Iordaniei, încă din perioada Cruciadelor. Așa cum poate știți deja, cruciații au venit pe aceste meleaguri în 1099 și s-au stabilit nu departe de aici, de Ierusalim, dar au invadat acest teritoriu abia în anul 1115. Sultanul Saladin este cel care a ordonat nepotului său Osama să construiască pe acest promontoriu muntos o fortăreață pentru a controla drumurile comerciale din zonă și să supravegheze mișcările de trupe ale cruciaților, fie că veneau din Siria sau dinspre partea de sud a Arabiei. Sir,
Castelul a fost asediat și distrus parțial de mai multe ori, ultima reconstrucție fiind făcută de mamelucii veniți din Egipt între anii 1114 și 1215, atunci s-au construit și consolidat mai multe din încăperile actuale. O parte din turnurile ce au rezistat timpului și majoritatea crenelurilor. Așa cum vedeți, zidurile au peste 15 metri, deși castelul este construit la o altitudine de 1250 de metri. Din perioada ocupației mameluce datează marea parte a spațiilor locuibile ce s-au păstrat și astăzi. Castelul a mai fost ocupat de ayubizi și de otomani. Din perioada ocupației turcești datează majoritatea documentelor ce-i menționează pe cei care au locuit aici. Celebrul arheolog german Johann Ludwig Bruckhardt a vizitat castelul în 1812, găsind aici o familie nobiliară de 14 persoane. Natura dezlănțuită a lovit implacabil castelul în 1837 și 1927. Atunci, două cutremure devastatoare l-au ruinat, făcându-l nelocuibil. Străbatem înfiorați coridoarele de piatră prin care altădată pășeau soldații. Neguțătorii, învățații arabi, își urmau implacabil destinul, preocupați de existența lor zilnică, de aspirația spre puritate, înțelepciune și lumină. Oare la câte tragedii, intrigi și povești de dragoste au fost martori aceste ziduri?
Ajungi pe ruinele castelului, nu poți să nu exclami. Lumina arde, ziduri străbătând, și se înalță cu ochi verzi pe ziduri. Lasă fereastra visului mergând, din turn de timp în infinite chinuri. Soarele toarce pârjolite văi, stingheri mai stau pe aripi porumbei. Mai curg dorințe, neștiute căi, să îmbuneze cu tăcere zei. Câți pași trecut au prin aceste porți, câte urgii bătut au pragul pietrei, și de-ți dorești să-ți amintești, nu poți, durerea jertfei și zăgazul setei. Părăsim cetatea reverberând în lumea noastră de suflet povești abia șoptite. Legendele tainic cuibărite vor rodi amintiri plăcute doar în timp neștiut. Tremătăm de emoție mergând spre biserica și sanctuarul Fecioarei Muntelui, unul dintre cele mai frecventate locuri de pelerinaj creștin de pe teritoriul iordanian, pentru a ne opri, ca și Fecioara Maria la întoarcerea din Egipt, pe o colină a liniștii și împăcării de sine.
Am ajuns la sanctuar după amiaza și ne-am putut bucura de o liniște meditativă absolută, fiind la acea oră unicii pelerini. Am fost întâmpinați cu căldură de un preot latinoamerican de măicuțe din Asia și Europa, o dovadă că cei pătrunși de spiritul credinței sunt peste tot pe pământ acasă. Ne-am simțit ca niște regi ai spiritului intrând în apartamentul nostru obișnuit de la hotelul în care am zăbovit peste noapte, chiar dacă denumirea lui ne-a dat fiori.
Vom intra foarte curând în lumea viselor și abia așteptăm să revedem cu ochii minții râul lui Iacob, poarta lui Adrian, amfiteatrul, hipodromul, castelul Ajlun, sanctuarul și biserica Fecioarei Muntelui. Ne despărțim acum de dumneavoastră, invitându-vă să rămâneți alături de noi și în următoarele săptămâni pentru a descoperi împreună un pământ fascinant, încărcat de creștinism, istorie și frumos. În episodul de astăzi vom străbate împreună locurile de pelerinaj creștin ale Iordaniei. Începem pelerinajul nostru la Muntele Nebo, locul de unde Moise a arătat poporului său țara făgăduinței, după îndelungatul pelerinaj prin regiunea deșertică a peninsulei arabe. Ne oprim câteva clipe pentru a scruta orizontul, pentru a ne reîntoarce sufletește în timpuri imemoriale, mai ales că liniștea și tihna aparentă de aici ne îndeamnă la reverie. Tresărim de emoție gândindu-ne că vom ajunge în curând într-un loc de pelerinaj cu valoare spirituală deosebită. Urcăm cu mașina ultima sută de metri ai muntelui Nebo, munte ce pare pentru noi, obișnuiți cu crestele tumultoase ale diferitelor forme de relief, un deal înalt, deși are o altitudine de 800 de metri și oferă o încântătoare perspectivă. Poposim în fața monumentului ridicat cu prilejul vizitei papei Ioan Paul al II-lea în Iordania, din anul jubileumului. Și admirăm, ca și miile de pelerine ai lumii, imensa piatră rotundă, martoră la renașterea spirituală a unei întregi epoci.
Trecând pe lângă zidul de sud-est al bisericii, privirea ne este atrasă de imensa reprezentare statuară a toiagului lui Moise, realizare modernă a unui artist italian. Urcăm cu emoții aceste câteva trepte știind că am pășit pe urmele marilor personalități ale lumii ce, ajunse aici, au privit ca și noi acest peisaj atât de sugestiv, numit în Biblie Pământul Făgăduinței. Bine ați venit pe Muntele Nebo! Muntele Nebo este unul dintre cele 5 popasuri de pelerinaj creștin indicate de Vatican pentru creștinii din întreaga lume, alături de locul de botez al Mântuitorului, sanctuarul Fecioarei Muntelui, ultimul loc de ședere al Fecioarei Maria înainte de întoarcerea la Betlehem, peștera lui Lot și cetatea Micaur, unde a fost decapitat Sfântul Ioan Botezătorul. Muntele Nebo este menționat în Vechiul Testament, în Deuteronom, ultima din cele 5 cărți ale legii, drept locul de unde Moise a arătat poporului evreu țara făgăduinței. Legendele spun că Moise s-a oprit aici, nu știm exact unde, pentru că apoi, indicând celor 12 triburi Valea Iordanului să-și încheie misiunea existențială. Muntele Nebo este menționat în Vechiul Testament sub numele de Siaga, cuvânt însemnând în aramaică loc de închinăciune și de aceea Muntele Nebo a devenit un loc de pelerinaj foarte important încă din perioada bizantină, deoarece cei ce soseau în pelerinaj își începeau de pe această colină pelegrinările. Încă din secolul IV s-a construit aici o mică biserică, pentru ca apoi, în vremuri diferite, alte 3 lăcașe de cult să se înalțe în acel loc în amintirea lui Moise, toate bisericile fiind de cult ortodox grecesc. Astăzi, vestigiile acestora sunt reunite sub același acoperiș, într-o veritabilă trinitate a spiritului. Muntele Nebo este loc de pelerinaj atât pentru poporul evreu, cât și pentru creștini. Pentru evrei, pentru că aici s-a încheiat exodul lor legendar ajungând în țara făgăduinței, și pentru creștini, pentru că din acest loc Moise s-a ridicat la cer. Din locul marcat cu plăcuță de marmură se vede cel mai bine întreaga vale a Iordanului și firavul fir albastru de apă. În spatele Iordanului se poate zări, când vremea este frumoasă și cerul limpede, Ierihonul,